Volei Alba Blaj continuă seria neagră a rezultatelor. Aseară în Moldova, fetele antrenate de către Marius Macari au fost învinse scor 3-2 de către formația Unic Piatra Neamț. Singura consolare pentru voleibaliste este faptul că și CSM București, adversara pentru locul 4, a pierdut împotriva echipei Dinamo cu 3-0. Jocul prestat de voleibalistele din Ardeal este de nerecunoscut. Dacă în prima parte a campionatului echipa mergea foarte bine, acum orice adversar pune probleme echipei de pe Târnave. Volei Alba Blaj a condus în două rânduri partida cu 1-0 și 2-1, însă nu a fost în stare să rupă liniile și să se distanțeze decisiv. Cu aportul publicului în spate, formația moldoveană a reușit să egaleze de două ori și la final s-a văzut învingătoare. Această stare de criză trebuie gestionată în două zile, având în vedere că sâmbătă ardelencele vor juca împotriva echipei Știința Bacău, ultimul meci pe teren propriu în acest final de sezon. Președintele echipei, Sergiu Ștefănescu, a declarat că nu se pune problema sancțiunilor financiare sau de schimbare a antrenorului. Acesta, alături de primarul Brajului, Gheorghe Rotar, au subliniat faptul că echipa este clasată deasupra obiectivului impus la începutul sezonului, motiv pentru care toată lumea ar trebui să fie mulțumită. De cealaltă parte, antrenorul echipei din Mica Romă crede că meciul de aseară a fost unul nebun și cu toate că a fost o înfrângere, tehnicianul a văzut o schimbare la modul cel bun în jocul echipei. Volei Alba Blaj rămâne pe poziția a patra în clasament, având 33 de puncte, 3 distanță față de principala urmăritoare CSM București. Mai mult ca sigur, partida decisivă programată sâmbăta viitoare între cele două combatante va fi cea decisivă pentru poziția a patra în clasament. Steaua București și CFR Cluj joacă astăzi în returul 16-milor Europa League. Ambele echipe românești au de recuperat un avans de 2 goluri, înregistrat la partidele tur. Dacă misiunea Stelei este una mai dificilă, având în vedere că Ajax-ul este în plină formă și ascensiune, CFR-ul poate profita de scăderea formei a Interului din ultima perioadă. Laurențiu Reghecamp, antrenorul echipei din Ghencea, va juca în această seară cu o formulă foarte ofensivă. Dacă în linia de fund nu apar modificări de la meciul tur, la mijloc evolua Tănase și Prepeliță în centru, iar în benzi viteziștii Kipciu și Adi Popa. Atacul va fi format din Raul Rusescu și cel mai probabil Leandro Tatu. Steliștii sunt încrezători înaintea partidei și speră să facă o nouă minune după cea din 2005 reușită în fața Valenției, când au revenit de la 2-0 și s-au calificat după loviturile de departajare. De partea cealaltă, CFR-ul va juca la fel ca în meciul tur, neapărând nicio noutate în lotul campioanei. Chiar dacă a fost atacat portughezul Paulo Sergio, pentru echipa folosită la Milano, acesta are încredere în Gabi Mureșan și compania și speră ca de această dată să speculeze greșelile din tabăra italiană. CFR Cluj va juca împotriva lui Internaționale Milano la ora 20, iar steliștii îi vor înfrunta pe lăncierii de la Ajax de la ora 22:05.